Sfântul Lăudatul Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre vestirea Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Și să fie mie după cuvântul vostru preasfințită, Stăpâne. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Atunci Ioanul a lăsat, iar după ce s-a botezat Iisus, în clipa când a ieșit din apă, iată cerurile s-au deschis și Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu. Iată un glas din cer care a zis: Acesta este Fiul meu cel iubit, în care bine am voit. Pentru frate.
frații noștri, preoții romonachi, rodiacon, diacon, monach și monachii, și pentru toți și întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorei Sfinte Bisericii acestea și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drămăritorii creștini, care odihnesc aici și pretutinde. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, ctitori și binefăcători ai acestei sfinte biserici. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii binefăcători și miluitori catedrale mântuirii neamului și pentru toți lucrătorii și zidnitorii care sostenesc înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul Amen.
Dumnezeule Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, te vedează și vindecă neputințele noastre, pentru Sfântul numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Glasul Domnului peste ape strigă grăin, veniți de luați toți Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii, Duhul temerii de Dumnezeu al lui Hristos, Cel ce s-a arătat. Astăzi firea apelor se sfințește și se desparte Iordanul și își oprește curgerea apelor sale, văzând pe Stăpânul botezându-se. Ca un om ai venit la rând, Hristoase împărate, și te sârguiește a lua botez de robunule. Din mâinile înainte mergătorului, pentru păcatele noastre, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, venit ai Doamnelui în chip de rob, botez cerând cel ce nu știe de păcat. Văzându-te au apele și s-au temut, cu tremuratul s-a înainte mergătorul și a strigat, grăind cum va lumina sfeșnicul pe lumina, cum își va pune mâna robul pe stăpânul, sfințește-mă pe mine și apele, Mântuitorule, Cel ce ai ridicat păcatul lumii. Înțelepciune! Din prorocia lui Isaia citire. Să luăm aminte. Acestea zice Domnul, veselește-te pustiu însetat și să se bucure pustiule și ca și crinul să înflorească. Și vor înflori și se vor bucura pustiile Iordanului, mărirea Libanului s-a dat ei și cinstea Carmelului. Și poporul meu va vedea slava Domnului și înălțimea lui Dumnezeu. Întăriți-vă mâini slabe și genunchi slăbănogiți, mângâiați-vă. Cei slabi de inimă cu cugetul, întăriți-vă și nu vă temeți. Iată Dumnezeul nostru cu judecată răsplătește și va răsplăti. El va veni și ne va mântui pe noi. Atunci se vor deschide ochii orbilor și urechile surzilor vor auzi. Atunci va sări șchiopul ca cerbul și limpede va grăi limba gângavului. Că s-a vărsat în pustiu apă și vârtești de apă în pământ însetat. Și vor fi cele fără de apă bălți și în pământul cel însetat izvor de apă va fi. Acolo va fi veselia păsărilor, locași de turme și trestie și bălți. Acolo va fi cale curată și cale sfântă se va chema și nu va trece pe acolo nimic necurat, nici nu va fi acolo cale spurcată. Cei risipiți vor merge pe dânsa și nu se vor rătăci și nu va fi acolo leu, nici fiară cumplită nu se va sui pe dânsa, nici nu se va afla acolo, ci vor merge pe dânsa cei mântuiți și cei aleși de Domnul. Și se vor întoarce și vor veni în Sion cu veselie și cu bucurie și veselie veșnică va fi peste capul lor. Lauda și bucuria și veselia va ajunge pe dânsii și va fugi durerea, întristarea și suspinarea. Înțelepciune! Din prorocia lui Isaia citire. Să luăm aminte. Așa grește Domnul, cei însetați mergeți la apă și cât nu aveți arginți, mergeți cumpărați și mâncați și beți. Pentru ce cheltuiți argintul, nu pentru hrană și pentru osteneala voastră, nu pentru sațiu? Ascultați-mă pe mine și veți mânca cele bune și vă veți desfăta într-o mânătățile sufletului vostru. Luați aminte cu urechile voastre și urmați căile mele. Ascultați-mă pe mine și veți trăi într-o bunătăți cu sufletul vostru. Și voi, cei credincioși, iată mărturie într-un neamuri, i-am dat Domnului, Domn și povățuitor neamurilor, iată cele rele pe care nu te cunoșteau pe tine, te vor alerga pentru Domnul Dumnezeul tău și pentru Sfântul Israel, că te-a mărit pe tine. Căutați pe Dumnezeu și dacă îl veți afla, chemați-l, iar dacă se va apropia de voi, să lase cel nelegiuit căile sale și omul cel fără de lege sfaturile sale și să se întoarcă la Domnul și îl va milui și la Dumnezeul nostru, că mult va ierta păcatele voastre.
că nu sunt sfaturile mele ca sfaturile pe care le dă Domnul, ci în ce chip este departe cerul de pământ, așa de departe căile mele de căile voastre și cugetele mele de cugetele voastre. Căci precum se pogoară ploaia și zăpada din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și face să sară și să rodească și dă sămânță semănătorului și pâine de mâncare, așa va fi și cuvântul meu care de va ieși din gura mea, nu se va întoarce la mine deșert, pâine până nu v-am primit toate câte am voit și vor spori căile mele și poruncile mele. Pace ție, sfințite cititorule! Cu vostru preacuvioase, Părinte! Aleluia, aleluia, aleluia! Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie! Pace tuturor! Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, în vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de către Ioan în Iordan. Și în clipa când Iisus ieșea din apă, Ioan a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel pogorându-se peste dânsul. Și glas din cerul s-a auzit zicând, Tu ești Fiul meu cel iubit, în care bine am voit. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințelintele nostru, Vincențiu, episcopul Slobăziei și Gălărașilor, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconie, pentru tot clerul și poporul, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de precum pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru oaste cei viitoare de Hristos, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzducului, pentru belșugarea rodelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei robiți, pentru cei ce se osenești, pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru puterea cu lucrarea, cu pogorârea Sfântului Duh, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se pogoare peste apa aceasta, lucrarea cea curățitoare a treimii cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupurilor și izgonitoarea toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se dăruiască pe acestea harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului cu puterea și cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se zdrobească satana sub picioarele noastre și să se risipească tot sfatul cel viclean care se pornește asupra noastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne scoată pe noi Domnul Dumnezeul nostru din toată vrăjmășia și ispita care ne stă împotrivă și ne face vrednici de bunătățile cele făgăduite, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe prin venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
Doamne, miluiește! Pentru ca să trimită Domnul Dumnezeu binecuvântarea Iordanului, să sfințească apa aceasta, să se facă apa aceasta, dar de sfințenie și curățire de păcate, spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre tot folosul de trevoință Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta curățitoare spre viața veșnică, pentru ca să se arate apa aceasta izdonitoare de toată mântuiala vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru cei ce o vor lua și o vor primi spre sfințirea caselor, pentru ca să fie apa aceasta curățire sufletelor și trupurilor tuturor celor ce o vor lua cu credință și vor gusta din trânsa Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să ne învrednicim noi, să ne umplem de sfințenie prin gustarea și apă din apa aceasta, pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre a celor păcătoși și să ne miluiască pe noi, Domnului, să ne rugăm! Miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău! Miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea împreună cu cel fără început al tău, Părinte, cu prea sfântul și bunul de viață, Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul să ne rugăm. Doamne, miluiește. Trăime mai presus de fire, prea bună, prea dumnezeiască, atotputernică, a toate știutoare, nevăzută, necuprinsă, făcătoarea ființelor celor înțelegătoare și a firilor celor cuvântătoare. Bunătatea cea firească, lumina neapropiată, care luminesc pe tot omul care vine în lume, strălucește și în mine nevrednicul tău slujitor. Luminează ochii minții mele, ca să îndrăznesc a lua binefacerea și puterea ta cea nemăsurată. Fie bine primită rugăciunea ce se aduce de mine pentru poporul care stă înainte. Să nu oprească păcatele mele venirea aici a Sfântului Tău Duh. Și mă iartă ceea ce ești prea bună, ca să strig către Tine fără de o sândă și să grăiesc și acum, ca să Te slăvesc pe Tine, Stăpâne, Doamne, iubitele oameni, atotiedorile împărate, Cel ce ești mai înainte de veci, Te slăvim pe Tine, ziditorile și făcătorile a toate, Te slăvim pe Tine, Fiule al Lui Dumnezeu, unul născut, Cel ce ești fără tată din mamă și fără mamă din tată. Că la praznicul ce a trecut prunc Te-am văzut, iar la acesta de acum de săvârșit Te vedem pe Tine, Cel ce Te-a arătat de săvârșit, Dumnezeul nostru, din cer de săvârșit. Că astăzi ne-a sosit nouă la minunilor Tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale, și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale, și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale. Amin. Că Tu cu voia Ta pe toate le-ai adus dintr-o neființă într-o ființă, cu puterea Ta ții făptura și cu purtarea de grijă chivernisești lumea, Tu din patru stihii ai întocmit făptura și cu patru vremi ai încoronat curgerea anului. De Tine se cutremură toate puterile îngerești, pe Tine Te laudă soarele, pe Tine Te slăvește luna, ți se supun stelele, pe Tine Te ascultă lumina. De Tine se îngrozesc adâncurile, Ție slujesc izvoarele, Tu ai întins cerul ca un cor, Tu ai întărit pământul peste ape. Tu ai îngrădit marea cu nisip, Tu ai revărsat aerul spre răsuflare, puterile îngerești Ție slujesc și cetele arhanghelilor Ție se închină, heruvimii cei cu oi mulți, serafim câte șase aripi împrejur stând și zburând, de frica slavei Tale cel neapropiată se acoperă, că Tu, Dumnezeu, fiind necuprins de gând și de cuvânt și fără de început ai venit pe pământ chip de rob luând, într-o asemănare omenească făcându-Te. Că n-ai răbdat, Stăpâne, pentru îndurările milei Tale, să vezi că neamul omenesc era chinuit de diavol, ce ai venit și ne-ai mântuit pe noi, mărturisim harul Tău, vestim mila Ta, nu tăinuim facerea Ta de bine, toată firea omenească ai izbăvit-o.
Pântecele Fecioarei l-ai sfințit cu nașterea ta. Toată făptura te laudă pe tine cel ce te-ai arătat, că tu Dumnezeul nostru pe pământ te-ai arătat și cu oamenii împreună ai petrecut. Tu trimițând din cer Duhul tău cel sfânt ai sfințit repregiunile Iordanului și capetele balaurului care se încuibaseră acolo l-ai zdrobit. Tu însuți, dar iubitorule de oameni împărate, vino și acum prin pogorârea Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Vino și acum pogorârea Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Și Duhul, în chip de porumbel, a adeverit întărirea cuvântului, cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire ție. Un an nou binecuvântat, ți-ți place? Fiu iubit pe tine, luminându-te. Ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire ție. Închinarea trăimii s-a arătat, căci glasul părintelui a mărturisit ție, fiu iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire ție. Botezându-te tu, Doamne, închinarea trăimii s-a arătat, căci glasul părintelui a mărturisit ție, fiu iubit pe tine numindu-te, și Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. Ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire ție. În Iordan botezându-te tu, Doamne, închinarea trăimii s-a arătat, și Duhul în chip de porumbel a devenit întărirea cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire ție. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, ne dează. Cel ce-i dan de la Ioan a venit a se boteza pentru mântuirea noastră, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită de viață, făcătoare cruci, și pentru rugăciune tuturor sfinților, să ne înluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni. Amin. Pentru rugăciune sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Mântuitorul Iisus Hristos,
este calea, adevărul și viața. Fiecare nou an care a început, pentru fiecare dintre noi, Hristos să fie calea pe care o urmăm, adevărul pe care îl mărturisim și viața pe care o trăim. Urmând calea aceasta, va fi cu adevărat anul 2020, un an binecuvântat, cu pace de la Dumnezeu, cu sănătate, cu bună sporire. Va fi un an în care să rugăm pe Dumnezeu să aflăm pace sufletelor noastre, să fim făcători de pace și fii al lui Dumnezeu. Amin. Pentru mulți și binecuvântați ani.